Ne tope. Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea noastră. Sunt în compania lui Răzvan Ioan și astăzi o să vorbim despre Duminica Ortodoxiei, care tocmai a avut loc. Duminica trecută a fost Duminica Ortodoxiei și înainte de a intra în subiect să explicăm despre ce e vorba și să explicăm totodată care este logica lecturilor din perioada postului, o să încep o notă amuzantă, pentru că am anunțat un curs de-al meu online. Acum totul se transferă online. De-al minteri și tu, Răzvan, o să ai un curs online despre Virgiliu. Cursul tot despre zeițe și femei la Virgiliu, Neneida, va fi online. A fost sabotat de apariția acestui flagel. Da, dar uite că ne forțează să ne adaptăm noilor tehnologii, lucru care de-al minteri ne era cerut de cursanți, de prieteni, de simpatizanți de multă vreme și uite că acum suntem forțați de evenimente și ne transferăm cel puțin în mare parte online. Și am anunțat un curs online despre Iisus ca orator. Și am scris Iisus cu un singur I. M-am trezit cu o avalanșă de acuzații, de procese de intenție, de anateme, cum că sunt un dușman al ortodoxiei pentru că scriu Iisus cu un singur I. Unul m-a acuzat de totală ignoranță, că habar n-am de religie, altul mi-a spus că știe, dar în mod voit scrie așa, comite o blasfemie. Altă doamnă mi-a spus foarte sentențios că în ortodoxie se scrie așa și nu alminteri. Altul mi-a recomandat să întreb duhovnicul cum trebuie să scriu. Tot felul de bazaconii de acest fel. Altul m-a acuzat că am devenit martor al lui Jehova. Altul mi-a spus că mi-am luat banii de la Soros. Tot felul de absurdități care țin de o foarte largă incultură teologică la oameni care merg la biserică. Asta mi se pare surprinzător. Oameni care practică, sau cel puțin consideră despre ei înșiși că sunt practicanți și ortodoxi, dar care habar nu au, n-au fundamentele unei culturi teologice. Și nu mai vorbesc de mecanismele prostiei, și anume confuzia de planuri. Are Mihai Ralea un eseu foarte simpatic, așa amuzant, în care povestește despre două tinere care erau în tren și vorbeau în contradictoriu, una s-a enervat și a spus: uite ce-mi trebuie dacă vorbesc cu o tuberculoasă. Confuzia planurilor este unul dintre mecanismele prostiei și dorința de a sări imediat la o concluzie. După ce săptămâna trecută am vorbit despre conservatorii de pe Facebook, cei care și-au descoperit valențe conservatoare dintr-o dată, acum vorbim despre filologii amatori. Filologii amatori care au hotărât cum se scrie numele Iisus. Eu le recomand de acum să-l scrie în greacă, nu? Avem Noul Testament în original, în greacă, în greaca coine, unde e cum Iesous. Ei, așa să-i văd scrie nici de acum încolo. Dacă... Da, ei spun că tocmai din cauza acelui eta în greacă trebuie să păstrăm un al doilea I. Iar ideea că ar fi relevant din punct de vedere teologic e o pură aberație, pentru că traducerile românești sunt din secolul XVII, când Ortodoxia se constituise deja de foarte multă vreme. De-al minteri, Duminica Ortodoxiei, Duminica ce marchează triumful Ortodoxiei, este instituită în 843. Vorbim de secole și secole înainte de aceste traduceri în română ale Scripturii. Și de-al minteri, în aceste traduceri apar ambele variante. Bineînțeles că nu e o problemă teologică, nu are teologia nimic de a face cu această grafie, fie că e cu un mi, cu doi de i, în fond se scrie cum doresc. Dar e o problemă sociologică, cred, și anume de identificare, de apartenență la un grup. Ai impresia că dacă scrii cu doi de i, aparții unui grup care vrei să te identifici și îi respingi pe ceilalți. Devii izolaționist. Și în felul acesta stabilești identitatea. Ceea ce, bineînțeles, nu se face pe baze teologice, nu avem aici niciun fel de dispută la conciliile ecumenice, nimic. Nu, este o
pură problemă de lingvistică, de filologie, de opțiune, unde nu există. Chiar în acest filologic caz, ambele nu sunt un criteriu valabile. Clar ca să... Și să ne înțelegem, eu nu vreau să forțez pe nimeni să scrie Iisus cu un singur I, scrie lumea cum poftește. Însă există această grabă de a judeca, de a taxa, de a anatemiza. Ori tocmai sunt oameni care te întreb dacă au pus picioarele la biserică în ultima vreme, pentru că tocmai în postul Paștelui se vorbește foarte mult despre smerenie, se vorbește foarte mult despre a nu-l judeca pe celălalt, se citește predica de pe munte în care tocmai despre asta e vorba, să nu taxezi pe altul, pornind mai cu seamă de la niște fleacuri, pur și simplu. Spun că la școală, în școală generală, în liceu, și am fost învățat la ora de religie că Iisus se scrie cu doi dei. Și probabil nu am cum să fiu singur, deci probabil de tu aici scrii cum trebuie, adică cu doi dei. Ești un adevărat ortodox. Stai un pic, când am prezentarea cursului pe care îl ții la noi, tu ai scris cu doi dei. Da. Eu scriu cu un singur. Accidental, pentru că eu am vrut să scriu cu doi dei într-o descriere, după aia am zis, hai că nu se poate, nu o scriu cu doi dei, o să scriu cu un singur i. Și se pare că printr-un mecanism freudian a rămas totuși grafia asta, fără să-mi dați. Nu te lăsa contaminat de mine, nu? Că da. E o influență nefastă. La fel cu Udini, sau Udina. La fel, bun, eu scriu cu grafia asta recentă, care știu că nu-ți place, știu că există niște probleme filologice. Nu-i vorba de neplăcut. Sunt oameni care tot așa confundă filologia cu dreptul penal. Au impresia că dacă Academia a spus ceva, este... are autoritate de lege. Ori nu, știința e știință, nu este legislație penală. Nu e ca și cum nu ai respecta regulile de circulație sau nu ți-ai plătit taxele. Da. Unul îmi spunea că dau un exemplu prost din punct de vedere civic și politic, este irresponsabil, domnule paleolog, un fost candidat la președinție să scrie... Corupt tineretul. Da, corupt tineretul. Dau un exemplu prost. În felul ăsta se instalează fără de legea, ca să-l pomenesc pe Sfântul Pavel. Taina fără de legii rezidă în faptul că paleologul scrie cu I din I și mare scandal, Iisus cu un singur I. Să lăsăm la o parte problemele legate de teologie, de smerenie, de virtuți morale. Nu, grafia este fundamentală, este păcatul care a intrat în lume. A, cineva mă compara cu Dăncilă. Pentru că și idioții au foarte mult haz. Dar unul mă compara cu Dăncilă, spunea, la fel siluiți limba română cum o făcea și doamna Dăncilă. Da? Și e, sigur că tu îmi spui că îmi pierd vremea răspunzând la tot la felul de asemenea personaje. Da, dar mă și amuză, pentru că trebuie să spun un lucru. Dacă n-ar exista Facebook-ul, nu am avea o viziune atât de largă asupra prostiei omenești. Nu am putea vedea abisalitatea prostiei aproape în fiecare zi. Pentru că mărturisesc, oamenii pe care îi întâlnesc în fiecare zi sunt de altă factură. Te văd pe tine, văd cursanții care vin la Casa Paleologului, cei care lucrează alături de noi la fundație. Mai întâlnesc oameni, nu foarte mulți, că duc o viață destul de retrasă asemenea unui călugăr benedictin, dar dacă n-ar fi Facebook-ul, nu mi-aș da seama cât de mulți proști umblă în libertate și cât de mari prostii poate să spună. E un studiu fascinant. Da. Mai ții minte când am anunțat călătoria de studiu în Olanda și am făcut o prezentare în care vorbeam despre secolul 17, bineînțeles secolul de aur, și vorbeam despre Republica Țărilor de Jos. Bun, Republica Olandeză. Și imediat a apărut cineva pe Facebook care să ne compare taxeze. Cu Udrea, sau cum? Că da, cu Udrea. Președintele Norvegiei. Norvegia, da, așa a spus și Republica Olandeză. Da. Bineînțeles că în secolul 17 aveam de-a face cu o republică. Bun, o federație a Provinciilor Unite. Astăzi, după Napoleon, bineînțeles, avem o monarhie. Numai că, uite cum caută unii nod în papra, gata, te-am prins cu o greșeală, nu mai verifici. Da, sunt foarte răi, foarte răutăcioși și de ignoranță incredibilă. Ignorantul, cu cât e mai ignorant, cu atât e mai agresiv și dătător de lecții, mai cu seamă. E, ignorantul dătător de lecții este o specie foarte răspândită la noi în țară. Și, mă rog, uite că discuția asta despre I din I versus
versus Îdina și Iisus cu un singur I sau doi de ine ne aduce în aceeași zonă. Dar după pauza publicitară vreau să trecem la lucrurile cu adevărat importante, și anume să vorbim despre Duminica Ortodoxiei și despre logica spirituală și teologică a postului Paștelui și a lecturilor din această perioadă. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Mult a fost, puțin a rămas. Mulți au fost, puțini au rămas. Guerilla Camp 2 a intrat în linie dreaptă. Marele premiu oferit de Banca Transilvania își așteaptă câștigătorul. 10.000 de euro în servicii oferite de partenerii BT Store. Matei Pușcaru cu Swanboy Music. Ionuț Țurlea cu Mamzi.app. Oana Sanda Spânu cu Delta Domes. Pristavul Florian Constantin cu Wawa Content. Alin Velicu cu 23 Hașivem. Citește-i pe guerillacamp.ro. Ascultă-i în Guerilla Camp cu Sorin Badea, de luni până vineri, de la 10 la 11. Sprijinit de HP România, Mindspace, Aqua Carpatica. Guerilla Camp, un demers Radio Guerilla pentru schimbat viața în bine. Kinder Bueno îți aduce zilnic răsfățul suprem, dar îți mai poate aduce vacanțe exotice în doi în resorturile Six Senses din Maldive, Bali sau Vietnam și zilnic un gift card Molecule F în valoare de 1000 de lei pentru accesorii și outfituri semnate de designeri români celebri. Savurează un Kinder Bueno, înscrie codul de pe bonul fiscal pe kinder.com și intră în tragerea la sorți pentru premii surprinzătoare. Pentru și mai multe momente de răsfăț suprem, ascultă în fiecare marți de la 7 Roz, alături de Carla Maria Teaha. Universul entero, escucha! Viață, moarte, timp, artă, sărut, iubire, toate ne definesc, dar de foarte puține ori ne oprim să le privim în față. Totuși, cineva s-a oprit. Ingrid Todea are doar 13 ani și a făcut din creion cel mai bun prieten și acum își prezintă prima expoziție. Unspoken. Expoziția semnată de Ingrid are loc la Muzeul Hărților și Cărții Vechi până pe 10 martie. Vizitată de Radio Guerilla. Toate emisiunile Radio Guerilla au podcast la zi pe guerillaradio.ro sau pe aplicația mobile Radio Guerilla. Podcasturile Radio Guerilla, numai la noi. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan și spuneam că trecem la lucruri mai serioase, și anume vreau să vorbim puțin despre Duminica Ortodoxiei și despre toată perioada aceasta atât de importantă care urmează de pregătire pentru Paște, da? Perioada postului. Și o primă observație e legată de lecturi. Da? Lecturile din această perioadă și faptul că la apostol se citește foarte mult din epistola către evrei. E un fel de muzicuță de fond a perioadei postului. Da, pentru că și în Duminica Ortodoxiei și în Duminica Sfântului Grigore Palama și în celelalte duminici a Crucii, a lui Ioan Scăraru, a Mariei Egipteanca, se citește din epistola către evrei. Acum, trebuie spus un lucru care iarăși va scandaliza pe unii: epistola către evrei sigur nu e scrisă de Pavel. În corpusul paulinic avem 13 epistole, din care unele sunt cu certitudine ale lui, pentru că sunt scrise în același stil, au aceeași gândire teologică, dar sunt și unele care în mod sigur nu sunt ale lui, iar altele sunt incerte.
De exemplu, a doua epistolă către tesaloniceni este incertă. Eu, de exemplu, sunt convins de autenticitatea ei. Am argumente în acest sens. Însă, în privința epistolei către evrei, aproape toată lumea, adică toți savanții serioși, sunt de acord că nu e scrisă de Pavel. Dar n-are nicio importanță, pentru că e vorba de spiritul paulenic. E ca o pictură făcută în atelierul lui Rembrandt. Nu contează atât de mult că a pictat Rembrandt cu mâna lui, contează spiritul care animă pe respectivul pictor. Aici, asta este chestiunea esențială. În ce măsură epistola către evrei este paulinică în spiritul ei, în ce măsură reprezintă gândirea lui Pavel și din punctul ăsta de vedere cred că se poate spune cu toată forța că este paulinică și sunt cele romani și evrei sunt cele mai importante epistole din punct de vedere teologic. Densitatea teologică a epistolei către evrei este absolut formidabilă. E de observat că în corpusul paulin din Noul Testament, în principiu, epistolele sunt aranjate în ordine descrescătoare a mărimilor, a lungimilor. De asta începem cu Romani. Romanii sunt prima epistolă. Deci avem... În ordine cronologică, Tesalonicenii e prima. Prima către Tesaloniceni este prima epistolă a Sfântului Pavel. Doar că în canon mai întâi avem Romanii, tocmai pentru că este cea mai lungă. Deci avem descreștere, după care la sfârșit avem această epistolă către evrei, ceea ce, care e destul de lungă. Deci deja asta ar trebui să ne alerteze la faptul că are un loc incert. Acum, e adevărat că sunt multe teme pauline care sunt preluate, de altfel, poate că n-a fost scrisă de Pavel, dar poate că a fost scrisă de Luca. De un continuator al lui Pavel. Un continuator, tocmai pentru că Luca era e unul dintre apropiații lui Pavel. Și este scris într-o greacă foarte bună. Exact. Și Luca era un om educat, aflăm din Faptele Apostolilor, era medic. Deci un om care putea și asta să scrie... se vede și din felul în care sunt scrise atât Evanghelia cât și Faptele Alte Apostolilor. Alte cărți din Noul Testament nu sunt scrise într-o greacă chiar atât de șlefuită, atât de... Da, cineva compara greaca lui Pavel cu Yiddish-ul. Dacă este așa cum Yiddish-ul e o germană transformată, așa și greaca lui Pavel este o greacă, mă rog, nu pură, nu e o greacă pură precum greaca lui Luca. Și bineînțeles, nu este o greacă pură, atică, așa cum este greaca lui Platon. Sau Aristofan nici nu aveau cum, pentru evident că ei, Platon, Aristofan, scriau într-o comunitate relativ mică, unde se punea mare accent pe rafinament lingvistic. Aici deja avem așa numita greacă coine, greacă comună, vulgară, care se vorbea în Orient, în întreg Orient. Deci, acum, bineînțeles, cade. Vreau totuși să explic care este rostul acestei alegeri. Înainte, aș vrea tot, ai spus că multe teme sunt aceleași în gândirea paulină și în gândirea din evrei. Totuși, am găsit o excepție, cred. Melchisedec sau ce? În capitolul 13. În capitolul 13, versetele 11-13, când se face distinția între altarul pe care sacrifică creștinii și altarul pe care sacrifică evrei, predecesorilor. Și autorul acestei epistole către evrei spune în versetul 13, deci dar să ieșim la el afară din tabără, adică afară din Ierusalim. Deci aici este un îndemn pentru creștini să iasă din comunitatea evrească, așa cum era înțeles atunci, să fondeze o nouă comunitate în afara Israelului. Aici cred că este un îndemn mai radical decât ce găsim la Pavel. Pavel, care nu se vedea neapărat ca fiind un creștin în sens de comunitate radical diferită. Da, dar pe de altă parte, Pavel convertește mai cu seamă în mediul păgân. Nu doar, de altfel o spune și în epistola către Corinteni, unii sunteți foști păgâni, alții sunteți foști evrei. Acum suntem cu toții împreună. Aș vrea totuși să insist asupra motivului pentru care a fost aleasă această epistolă ca temă prezentă aproape pe tot parcursul postului. Este vorba de tema sacrificiului în epistola către evrei. Este tema centrală a epistolei. Sacrificiul
marelui preot, mare preot după ritul lui Melchisedec, cum spune autorul, da, este vorba de liturgia cerească, într-un fel, care este în același timp prezentă pe pământ, și este Iisus care e marele preot, este preotul care se sacrifică pe sine însuși. Da? E o temă care are perfectă legitimitate în perioada pregătitoare de dinainte de post. Poate ar trebui să zicem că această epistolă către evrei, de fapt, nu prea e epistolă. Are mai degrabă structura unei predici. Este lucrul ăsta se poate spune și despre celelalte epistole, sau unele dintre celelalte epistole sunt fragmente care au o dimensiune retorică. De-al minte, să știi că vreau să fac un curs despre Pavel ca orator. O să scrii Paul sau Pavel? Dacă scriu Sfântul Paul, iarăși o să sară un Iisus, au impresia că Pavel e mai ortodox. Este absolut, e mai corect. Mai corect, da. E absolut indiferent dacă spunem Pavel sau Paul. E încă o marotă, o confuzie de planuri, de fapt, da? Și o lipsă de discernământ, ce e cu adevărat important față de lucrurile care sunt în fond niște detalii, niște amănunte. Acum, trebuie spus un lucru, că lectura din epistola către evrei din Duminica Ortodoxiei e o lectură foarte luminătoare, zic eu, pentru că este o lectură despre martiriu profeților. Despre asta vorbește Pavel, mă rog, autorul epistolei, în capitolul 11 și început de 12, de unde provine lectura din Duminica Ortodoxiei. Da? Și vorbește despre profeții care au fost uciși, care au fost torturați, care au fost lapidați, tăiați în bucăți, oprimați, maltratați, umiliți și așa mai departe. Da? Deci este un pasaj despre martiriu. Da? Asta este tema în lectura din epistola către evrei în Duminica Ortodoxiei. Și acum, dacă ne uităm la cealaltă lectură, e destul de surprinzător, pentru că Evanghelia din Duminica Ortodoxiei e o lectură care, la prima vedere, n-are nicio legătură cu Duminica Ortodoxiei. De-al minteri, evident că e vorba de straturi ale istoriei liturgiei. Da? E clar că Duminica Ortodoxiei a fost instituită abia în secolul IX, iar astea sunt straturi ceva mai vechi, mult mai vechi, de fapt mult mai vechi, ale liturgiei creștine. Iar lectura din Evanghelie este de la începutul epistolei, de la începutul Evangheliei lui Ioan, și este un pasaj foarte interesant în care Iisus trece pe lângă Filip și îi spune: urmează-mă. Nu îi spune nici bună ziua, nici nimic. Hei, tu, urmează-mă, da? E foarte interesant acest detaliu, e un detaliu foarte semnificativ, pentru că în fond ce înseamnă să fii creștin înseamnă să-L urmezi pe Iisus. Și avem Duminica Ortodoxiei, da? Deci triumful cultului icoanelor, dacă despre asta e vorba în Duminica Ortodoxiei, iar pasajul din Evanghelie este acest urmează-mă al lui Iisus către Filip. Și Filip îl urmează, dar mai aduce un prieten cu el. Da? Are un bun prieten pe Natanael. Și după ce Iisus îi spune: vino cu mine, urmează-mă, Filip se duce la Natanael să-i spună: a ajuns în sfârșit Mesia, da? E cel despre care a scris Moise în lege și despre care au vorbit profeții, l-am găsit, a apărut, da? Mântuitorul, Mesia, în fine. Și de altfel, ce aici e o chestiune foarte importantă, ce înseamnă exact Mesia în tradiția iudaică. Și Natanael îl întreabă șugubăț, da? Cu foarte mult umor, îl întreabă: poate veni ceva bun din Nazaret? E ca și cum ai întrebat, se poate naște cineva
deștept, nu știu, la Carpentras, ca să nu dau nume din, de locuri din România, de unde se spune că, unde se spune că s-ar fi răsturnat carul cu proști, cam așa este, da? Cum poate să vină Mesia din Tanacu sau de la Pocreaca sau de la cine știe, sau din cine știe ce loc de acest gen? Mă întrerup aici pentru o scurtă pauză publicitară și vă las cu întrebarea asta pe care o pune Natanael, da? Cum poate să vină cineva grozav dintr-un asemenea loc? Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. În businessul tău ai nevoie de securitate. Te bazezi pe tine și pe oamenii tăi. De conectivitate. Trebuie să comunici rapid, clar, constant. Vrei să știi, să vezi și să auzi. Ai Dolby Vision și Dolby Audio. Think Shutter. Adio plasturi pe cameră, un capac discret acoperă webcamul. Think Shield Protection. Securitatea datelor tale e pe mâini bune. Think about it. Maxim de performanță cu procesorul Intel Core i7, generația A10. Lenovo ThinkBook. Conceput pentru business, creat pentru tine. Acum disponibil pe cel.ro. Păstrează-ți semnătura de mână pentru autografe. DigiSign este soluția ideală pentru celelalte documente care necesită semnătura ta. Semnătura electronică DigiSign te scutește de zeci de drumuri. Declarații, raportări, facturi, le rezolvi pe toate din confortul casei sau al biroului tău. În plus, acum poți obține semnătura electronică DigiSign pe 1, 2 sau 3 ani. Eficient, rapid și cu consum minim de resurse. DigiSign, furnizorul tău de semnătură electronică din România. Partea bună este că pe Foodpanda primești o plăcintă cadou la fiecare meniu maxi comandat de la McDonald's. Ce poftești? Plăcintă de mere sau de vișine? Partea și mai bună este că ai livrare gratuită. Promoție valabilă în limita stocului disponibil în perioada 2-31 martie. Exclusiv pe Foodpanda. Comanda acum! Orice bărbat adevărat trebuie să știe câteva lucruri în viață. 1. Să spună un banc. 2. Să citească o hartă cu compasul. Cu compactul. Și să asculte în fiecare joi de la ora 19 Playground pe Radio Guerilla. Eu sunt Hefe de la Vița de Vie și alături de mine Despot de la Coma. Exact. Eu e Hefe de la Deftones. Eu sunt Adrian Despot de la Vița de Vie. În fiecare joi seara. Asta te zicem. Așa să ne ajute. Yeah. Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan. Vorbim despre Duminica Ortodoxiei, mai exact despre lecturile din Duminica Ortodoxiei, care tocmai a avut loc acum două zile. Și comentam pasajul din Evanghelia lui Ioan, în care Natanael îl întreabă pe prietenul său, Filip, dar poate să vină ceva bun din Nazaret, adică dintr-un oraș pierdut din fundul Galilei? Și Filip îi spune, vino cu mine să vezi. Și se apropie de Iisus și Iisus spune atunci ceva foarte frumos. Una dintre frazele minunate din Evanghelia lui Ioan spune, iată, un evreu fără vicleșug. Da? Îmi place foarte mult formula asta, fără vicleșug. Și îi spune lui Natanel că deja îl cunoaște, că l-ați văzut sub smochin, iar scepticul Natanael, dintr-o dată, îi spune lui Iisus, sunt convins că tu ești Fiul lui Dumnezeu, adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. E foarte surprinzător cum Natanael trece de la scepticismul de mai devreme la afirmarea atât de fermă a unei credințe în mesianitatea lui Iisus. Pentru că l-a văzut sub smochin. Astăzi am fi întrebat, dar ce, ai camere? Ai spion? Ce, ai, da, ai legătură de servicii? Da, da, e o schimbare foarte bruscă, surprinzătoare. Și mai trebuie spus un lucru important. Natanael mai apare la Ioan, nu apare decât la Ioan cu numele acesta.
în ultimul capitol, da? Deci el apare în primul capitol și în ultimul capitol, în ultimul capitol, el este unul dintre cei care are grijă de ce se întâmplă cu Iisus după execuție, după uciderea sa. Iar Natanael este identificat de tradiția creștină cu Bartolomeu. Bartolomeu, despre care aceeași tradiție spune că a fost jupuit de viu. De-al minteri îl putem vedea în Capela Sixtină cu pielea atârnându-i, dar o ține pe mână, în mână, atârnă pielea lui și, după cum știm, e un autoportret al lui Michelangelo. Da? Deci Michelangelo s-a reprezentat pe sine ca Bartolomeu. El este un om care a suportat un martiriu de o cruzime teribilă și, dintr-o dată, se luminează legătura dintre texte, pentru că Pavel vorbește despre martiriul profeților, iar acest Natanael e un evreu fără vicleșug și care mai târziu, conform cu tradiția bisericii, va fi jupuit de viu, va cunoaște o soartă absolut teribilă. El se înscrie în seria marilor martiri. Da? Și dintr-o dată cred eu că se luminează sensul acestor lecturi. Pentru că Duminica Ortodoxiei nu este doar despre triumful unui partid sau triumful unei ideologii. Este vorba de faptul că oamenii au murit pentru credință, așa cum în secolul 20 au murit sute de mii de, poate milioane de oameni pentru credința lor, în Rusia, în România, în Serbia, în Bulgaria și așa mai departe. Mai e ceva, cred, foarte important de zis despre acest fragment, sfârșitul capitolului 1 din Ioan, și anume felul în care Natanael vorbește despre Iisus și după aceea titlul pe care Iisus îl folosește pentru el însuși. Apar aici următoarele titluri cristologice: Fiul lui Dumnezeu, Regele lui Israel și Fiul omului. Iisus are misiunea sa. După aceea, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Astăzi ne-am putea gândi că Fiul lui Dumnezeu este titlul mai important. Nu Fiul lui Dumnezeu, ce poate să fie mai înălțător decât atât. Dar, în perioadă, Fiul al lui Dumnezeu putea să însemne și o persoană complet umană, aleasă de Dumnezeu, sau un întreg popor. Se vorbește despre Israel ca fiind Fiul lui Dumnezeu. În schimb, Fiul omului nu degeaba este ultimul, pentru că Fiul omului face referire la gândirea apocaliptică, la profetul Daniel, la cartea profetului Daniel, și acolo Fiul omului este o persoană, este o entitate care se află în compania divinității și aduce sfârșitul zilelor. Nu degeaba Iisus vorbește despre el însuși ca Fiul omului care se suie și se coboară. Am vrut să subliniez această, din punctul nostru de vedere, bineînțeles, o ciudățenie, cum să fie Fiul omului mai important decât Fiul lui Dumnezeu, dar e important să înțelegem în contextul istoric. De altfel, atunci când citim aceste texte, bineînțeles, putem să le citim din punct de vedere confesional. Dar cred că e important să aplicăm și o metodă istorică, filologică, bună, riguroasă. Da, evident, evident, așa este. Dar acum, să revenim poate la epistola către evrei, pentru că e textul central totuși. Sigur că da, însă mă gândeam să mai spunem ceva despre triumful Ortodoxiei în 843, care este triumful cultului icoanelor, da? Despre asta e vorba, este ultima mare criză din istoria bisericii în Imperiul Roman de răsărit, da? E vorba de criza iconoclastă, da? De împărații care respingeau cultul icoanelor și o luptă foarte serioasă în Imperiul Bizantin, da? Iar 843 marchează victoria finală a iconodulilor
o primă victorie fusese cea din 787, Conciliu de la Nicea 2. Consiliu, cum mai spun unii vașnici luptători pe Facebook. Da, da, Consiliu. Da, Consiliu, da. De la Nicea. Consiliu de la Consiliu Nicea. De administrație de la Consiliu Nicea. De la Nicea 2. Și e interesant că în Occident nu a existat o criză iconoclastă comparabilă cu cea din Orient. Occidentul nu s-a confruntat cu o criză de asemenea amploare și nu a dezvoltat o teorie atât de sofisticată a icoanei. Stai un pic, totul. E adevărat că nu în perioada respectivă. A, bun, e iconoclasmul protestant. Protestant. Sigur, acolo că da. Avem episoade în secolul XVI, așa e. La începutul secolului XVII, în Germania, în Franța, sigur, în țările de jos, da. Peste tot. Furii iconoclaste, distrug picturi. Da, da? Uite la noi, în bisericile fortificate din Transilvania, găsește adesea sub var picturi minunate, niște fresce catolice de toată frumusețea. Nu știu, mă gândesc la o biserică pe care o știu bine, la Băgaciu, un loc destul de obscur, probabil, pentru cei mai mulți dintre ascultătorii noștri. Acolo e o biserică superbă, o biserică medievală, săsească, și dacă dai jos varus, mă rog, s-a făcut deja această operațiune, e o frescă minunată din secolul XIV, dacă nu mă înșel. S-au păstrat bine, la noi sau în Occidentul protestant, s-au păstrat mai multe tablouri, mai multe icoane, dar mai degrabă în muzee astăzi, le găsim mai degrabă în muzee, nu le găsim în biserici. Unde? În Occident? În Occident, în Olanda. Bun, Olanda, bun. Tu bine, ai stat Franța, în Olanda, această țară... Franța este catolică. Da. Însă, eu am văzut foarte adesea în biserici catolice icoane ortodoxe. Acum, trebuie discutat puțin chestiunea asta, că uneori s-ar putea să fie incongruentă prezența respectivă, adică e un semn foarte frumos de apropiere între biserici, dar totuși nu ai aceeași atitudine față de reprezentări în lumea occidentală și în cea orientală. Totuși e o diferență semnificativă de atitudine față de reprezentare, de reprezentarea sacrului. Evident că pictura ortodoxă e de o altă factură. Este o pictură hieratică, o pictură care aparent, mă rog, care nu respectă regulile perspectivei, dar e un lucru voit. Dar există o intenție în acest refuz al perspectivei. Este o artă care nu este în primul rând realistă, dar spre deosebire de maniera italiană care se dezvoltă începând cu secolul XIV, sfârșit de XIII-XIV, da? Și apoi renașterea, evident, dă cu totul direcție artei creștine în Occident. Acum, când vorbești despre realism în artă, noi tindem să înțelegem realismul ca fiind poate sinonim cu naturalismul. Și bineînțeles, în renașterea italiană avem motive bune să identificăm acești doi termeni, realism cu naturalism. Totuși, într-un context dominat puternic de teologie, de teologie bizantină, acolo cred că realismul trebuie înțeles altfel. E adevărat că icoanele nu seamănă cu oameni așa cum îi întâlnim, bineînțeles, pe stradă. Dar realismul mai degrabă trebuie să se referă la felul în care persoana divină, sau misterul divin, poate fi totuși reprezentat. Nu poți să-l faci prea aproape de realitatea noastră curentă. Trebuie să ai această dimensiune hieratică, după cum foarte bine spuneai. Și sunt mulți teologi importanți, de Ioan Damaschinu. Da, Ioan Damaschinu e cel mai important teolog al icoanei în contextul acesta. Studitul. Sigur că da, da. Teodor Studitu, a cărui zi iese cândva în septembrie, numai că eu serbez în sâmbăta lui Toader. Dar de ce nu atunci? Pentru că Teodor Studitu e pentru intelectuali, eu sunt cu poporul. Teodor Tiron, nu-i așa, inventatorul colivei. Da? Și în plus se mișcă sâmbăta lui Toader, e fiecare an în altă dată.
Și dintotdeauna mi-a plăcut asta. Din copilărie îmi plăcea că ziua mea de nume e mișcătoare și că e atât de specială. Netope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Summerwell. Emisiunea în fiecare sâmbătă de la 9 seara la Radio Guerilla. Festivalul live în august la Buftea. Marile festivaluri din România se cântă. Încercăm să găsim un colet cu care să putem vorbi. Domnule colet, ce se întâmplă aici? În numele tuturor coletelor, vrem să te felicităm pe tine, cel care a ales livrarea în pachetomatele Poșta Panduri. Ești cel mai tare! Chiar așa! Felicitări ție, clientule Poșta Panduri! Ține-o tot așa! Pachetomatele Poșta Panduri. Comanzi când vrei, ridici când poți. Iar vine ziua de luni. Ce bine! Pe bune? Cine așteaptă ziua de luni? O să vezi tu. Neașteptata ofertă de luni și de marți. Doar pe 9 și 10 martie ai 30% reducere la toată categoria de fructe și legume proaspete. Kaufland. Și săptămâna e bună. Hai să facem schimb. Vino în perioada 5-22 martie în orice magazin iStyle cu vechiul tău dispozitiv și primești, pe lângă contravaloarea lui, un voucher de 700 de lei. Adaugi diferența și poți cumpăra noul tău Mac începând cu 3699 de lei. Cea mai bună modalitate de a-ți face upgrade la noul Mac oferită de iStyle, Apple Premium Reseller. El universo entero, escucha. Cardio Guerilla, în fiecare sâmbătă dimineață de la 8 cu Memo. Liberté, mișcare, sănătate, endorfine, mâncare, bucurie, MTD, triatloane, alergare, înnotare, drumeție, etc. Pentru sănătatea dumneavoastră mentală, evitați consumul de alte radiouri. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan și evocam adineauri faptul că ziua mea onomastică e mișcătoare, dacă este prima sâmbătă din postul Paștelui. Dar revenind la istoria, la contextul istoric al Duminicii Ortodoxiei, da, e vorba de această luptă foarte violentă. Sau să reducă cultul icoanelor, venerarea icoanelor, iconodulii sau iconofilii, cei care susțineau uzul acestor imagini, deși, bineînțeles, în Vechiul Testament avem celebra poruncă să nu-ți faci chip cioplit, să nu venerezi chip cioplit. Și, bineînțeles, cei care erau iconofili sau iconoduli aveau datoria de a demonstra că nu încalcă această poruncă. Și, din punct de vedere atât religios cât și politic, aveau mai întâi o poziție evreiască, dar și contextul islamic de care evident, trebuie să ținem sigur cont. Că da, da. Pentru că în secolul 7, bineînțeles, după aia în secolul 8, islamul devine o forță politică redutabilă, îi cam bat pe bizantini. Se extind foarte rapid, avem califatul Rashidun, după care califatul Umayyad, cel în care a trăit și Ioan Damaschinu. Și devine foarte puternic și, bineînțeles, musulmanii sunt iconoclaști, mult mai mult decât creștinismul. Și atunci se punea problema nu care cumva faptul că noi venerăm icoane, nu asta îl nemulțumește pe Dumnezeu și de aceea musulmanii reușesc să ne bată? Arabii. Da, e și o influență politică, culturală, puternică, da.
Fără îndoială. Acum, trebuie spus un lucru, că în tratatul lui despre icoane, Ioan Damaschinu distinge mai multe sensuri ale cuvântului icone, al cuvântului imagine. Omul este imaginea lui Dumnezeu, Iisus Hristos este imaginea treimii, iar icoana pictată e doar una dintre posibilele imagini, da? Este o reprezintă o categorie de imagine și atunci cumva arta religioasă reprezentativă, da? Este justificată de prin încarnarea lui Dumnezeu, da? Asta este justificarea în teologia lui Ioan Damaschinu, da? Din moment ce Iisus însuși este imagine a treimii, e legitim să-l reprezinți pentru că e vizibil, da? Iisus cumva depășește hăul transcendenței, da? Abisul acesta între om și Dumnezeu, da? Și atunci poate fi reprezentat pentru că s-a manifestat în chip vizibil. Da, pentru că Iisus, uite, merge pe apă. Ceea ce înseamnă că, bineînțeles, este Dumnezeu, altfel e de natură divină, altfel n-ar putea să facă așa ceva, să contrazică legile naturii, dar în același timp e și om. Pentru că face ceva de care ai nevoie de corp, pentru care ai nevoie de materie. Iisus este cel care are două naturi. O controversă foarte importantă în epocă. Bineînțeles, opoziția dintre duofizici și monofizici. Duofizici, cei care spuneau că Iisus are două naturi, cei care au câștigat, și monofiziții care spuneau că are o singură natură. O altă controversă foarte importantă este între cei care spun că Iisus are două voințe și cei care spun că Iisus are una singură. Ei, și Ioan Damaschinu s-a situat de fiecare dată pe în tabăra câștigătoare. Bun, de altfel în tabăra câștigătoare și pentru că el a contribuit la triumful cauzei, fiind un polemist foarte bun și cineva foarte bine educat. Cum îi spune numele, s-a născut în Damasc și la un moment dat a plecat, s-a mutat în Ierusalim, dar a trăit în califat toată viața. Și a avut parte de o educație, venea dintr-o familie bună, a avut parte de o educație foarte bună, poate chiar spun unii, mai bună decât educația pe care a fi putut să o aibă la Constantinopol. Asta sigur nu e corect. Ei, totuși, Damascul era... Da, Constantinopolul e bunul pământului. Da. Îi cunoștea pe greci, pare îl citează la un moment dat și pe Aristotel, și în toată dezbaterea asta filozofică, bineînțeles, folosește noțiuni neoplatonice, folosește noțiuni grecești, aristotelice, chiar folosește ideea că persoana cristică și icoanele au același nume. Ceea ce înseamnă că există o continuitate între ele, deci putem să folosim icoanele. Uite, îmi pare rău că nu-l avem alături de noi pe Petre Guran pentru a ne vorbi despre romanul Varlam și Ioasaf. Da? E un roman foarte important din punct de vedere religios. E povestea unui ascet și al unui prinț care se convertește sub influența acestui ascet. E foarte asemănătoare această poveste cu povestea lui Buddha. Da? Este o formă de Buddha în chip creștin și acest roman a lui presupus a fi scris de Ioan Damaschinu a avut un rol enorm, un rol absolut covârșitor în istoria culturii din partea noastră a Europei, un rol totodată politic, pentru că, să nu uităm, Alexandru Lăpușneanu urma să fie popit, da? Că era acest ritual al trecerii la călugărie înainte de moarte, da? Și după modelul pe care îl reprezintă Ioasaf în această minunată povestire, da? Ideea aceasta e un tipar pe care romanul acesta îl creează, da? Convertirea, trecerea la călugărie înainte de moarte. Omul de putere care devine monah înainte de moarte. Și Alexandru Lăpușneanu când spune pe mulți voi mai popi, la asta se referă, da? Exact la această tradiție pe care o întărește romanul atribuit lui Ioan Damaschinu. Să ne oprim pentru câteva minute pentru a asculta știrile. Metope.
emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleo. Ora 15, internările în spitalele de stat vor fi limitate în România și discuții tensionate la Bruxelles pe tema crizei refugiaților din Siria. România impune măsuri de prevenție împotriva răspândirii COVID-19. De mâine, toate școlile, grădinițele și liceele vor fi închise până pe 22 martie și vor fi sistate și stagiile în spitale pentru cursanții școlilor post-liceale. Totodată, internările programate în spitalele de stat vor fi limitate, iar în funcție de dinamica situației, ar putea fi interzise conform planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor prezentat astăzi. În paralel, pe lângă cursele aeriene, transportul rutier de persoane spre și dinspre Italia este suspendat până la sfârșitul lunii martie, a declarat ieri ministrul de interne Marcel Vela. Călătoriile cu avioanele Wizz Air din România spre Israel și Italia sunt blocate în perioada următoare. Transportatorul aerian a anunțat că își suspendă zborurile pe toate rutele spre Israel începând de joi până pe 23 martie, după ce autoritățile israeliene au decis să oblige toți pasagerii care sosesc în țară de joi seară să intre în carantină pentru 14 zile. De asemenea, zborurile Wizz Air către Italia, suspendate inițial tot până pe 23 martie, vor rămâne blocate până pe 3 aprilie, a decis compania. Premierul interimar Ludovic Orban se întâlnește în această după-amiază cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru a stabili când vor avea loc alegerile locale. Întâlnirea a fost convocată pentru ora 17 și va avea loc la Palatul Victoria. În urmă cu o lună, Orban spunea că cel mai probabil alegerile locale vor fi organizate în a doua jumătate a lunii iunie. Datele avansate până acum sunt 14 sau 21 iunie. Între timp, PSD a cerut amânarea discuțiilor, iar liderul pro-România, Victor Ponta, a solicitat amânarea alegerilor până în toamnă și organizarea acestora împreună cu cele parlamentare. De altfel, și liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, s-a pronunțat în favoarea amânării alegerilor, invocând epidemia de coronavirus. Discuții tensionate ieri la Bruxelles pe tema crizei refugiaților din Siria, în timp ce Europa sugerează Turciei să respecte acordul migrației din 2016, Ankara cere susținerea concretă a NATO fără discriminare și fără condiții politice. Liderii Uniunii Europene au îndemnat Turcia să respecte prevederile acordului vizând îndepărtarea migranților de frontierele europene în cadrul unei discuții cu președintele turc Erdogan, care a mers ieri în Belgia pentru a le cere sprijinul, relatează AFP. Totul după ce liderul turc a decis să deschidă frontierele țării migranților și refugiaților cu scopul de a exercita presiune asupra țărilor europene. Mii de migranți s-au adunat de atunci la frontiera turco-greacă. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis ieri că o nouă propunere de a gestiona situația migranților va fi publicată imediat după Paște. Acestea au fost știrile. Sunt Andreea Bilciu. Este ora 15 și 3 minute. Continuăm Etope cu Teodor Paleologu. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan. Știri proaste, da? Vești de mai degrabă tot proaste și cu coronavirusul și cu transportul aerian și situația foarte tensionată cu Turcia. Noi însă vorbim de lucruri eterne. Poate e o pauză necesară în toată nebunia asta. Da, și vorbeam despre, cred că despre Duminica Ortodoxie am spus destul de multe până acum. Poate ar fi cazul să explicăm puțin și logica întregii perioade de dinainte de Paște. Însă evocam înainte de pauză acest roman filozofic și teologic extraordinar, care este povestea lui Varlam și Ioasaf. Da? A contat enorm în literatura veche românească și nu numai românească, pentru că era un text care circula în lumea creștină. Spune că este atribuit lui Ioan Damaschinu. Acum să zicem totuși că lucrarea sa cea mai importantă se numește Izvorul Cunoașterii sau Fântâna Cunoașterii a Înțelepciunii. Și acolo își prezintă întâi convingerile filozofice într-un preambul, după care critică diverse erezii, printre care se numără și islamul. Da, pentru care el, islamul era o erezie creștină, da. Da, după care trece la formularea... Deci, o mică paranteză, nu știu dacă mai ții minte,
bietul papă Benedict al XVI-lea, știi că e preferatul meu, da? Am o mare simpatie, mare drag și mare admirație pentru acest cărturar extraordinar, a ținut o conferință în mediul academic în care a citat dialogul cu un musulman al lui Manuel al II-lea Paleologu. Manuel al II-lea fusese ostatec la turci și stătuse de vorbă cu diferiți învățați musulmani și a scris mai târziu acest dialog cu un musulman în care confrunta cele două puncte de vedere, da? Le punea în dialog, da? Punctul de vedere islamic și punctul de vedere creștin. Și la un moment dat spune Manuel al II-lea, de fapt unul dintre personajele lui spune că de fapt, uite, islamul e o erezie creștină. Citatul ăsta a stârnit un tsunami de indignare, a fost înjurat în fel și chip că e islamofob, că este un inchizitor, că este un fascist medieval și tot felul de bazaconi. El doar citase un text care este mai degrabă prietenos față de islam. Totuși, Manuel al II-lea pune în scenă un dialog între doi învățați, între doi teologi. Un stil literar medieval relativ des întâlnit, dialogul între un evreu, un creștin și un musulman. Găsim mai multe astfel de... Cred că primul astfel de dialog este dialogul dintre un creștin și un evreu al lui Justin. Justin, filozoful și martirul. Da? Cred că e primul, da? Primul text care... adică nu, sigur, e primul text care pune în scenă o asemenea dezbatere. O întrebare interesantă, dezbăteam cu un amic acum ceva timp. Cine este cu adevărat urmașul Romei? Și bineînțeles ne putem gândi la Biserica Catolică, sediul la Roma, ne putem gândi la Imperiul Roman de Est, adică Imperiul Bizantin, dar... Există... Ce, e și Putin sau ce? A treia Romă, da. Da, a treia Romă, dar califatul arab. Știu că e o teză poate mai puțin obișnuită, mai puțin discutată, dar ei sunt urmașii Romei. Sunt o civilizație mediteraneană, în bună măsură, înconjoară Mediterana, exact ce a făcut Roma. Preiau o bună parte din administrația bizantină, care este, de fapt, administrație moștenită de la romani. De altfel, familia Ioan Damaschinu era o familie de înalți funcționari. De asta a avut acces la o educație atât de bună. Și, bineînțeles, islamul are, cel puțin în primele secole, o politică tolerantă pentru perioada respectivă, așa cum și romanii aveau o politică destul de tolerantă față de alte religii. Deci, da, numai că romanii nu puneau taxe speciale pe credințele diferite. E o diferență foarte mare, da, totuși. Numai că asta înseamnă că arabii nu erau foarte interesați, musulmanii în general, erau foarte interesați să convertească diverse populații la islam, pentru că în felul ăsta încasau mai puțin bani. Simplu. Da. E interesant această teză, știu că a fost susținută de unii și de alții, dar eu prefer, nu că prefer, mă rog, hai să evocăm și tezele mai clasice legate de succesiunea Imperiului Roman, da? Noțiunea de translatio imperii. De unde această idee? Ea are o rădăcină în cartea lui Daniel, cartea profetului Daniel, o carte scrisă în perioadă elenistică, da, secolul 2 înainte de Hristos, probabil cam în timpul se află faimosul vis al lui Nabucodonosor, pe care Daniel îl tâlcuiește. Și e vorba de colosul, da, cu cap de aur, piept de argint, da, apoi bronz și fier, da, sunt patru etape ale istoriei omenirii, pentru că Daniel interpretează această statuie colosală ca fiind un simbol al istoriei umanității. Și avem, la fel ca și în Hesiod, în Muncii Zile, avem o succesiune de epoci istorice. Aur, argint, bronz și fier, cu este Imperiul
elenistic, da? Imperiul inaugurat de Alexandru Macedon și regatele care au preluat succesiunea. Marea luptă a evreilor din acea perioadă era evident monarhia seleucidă din Siria. Însă ulterior, atât în iudaism cât și evident în creștinism, epoca de fier a fost identificată cu Imperiul Roman. Ori, conform acestei structuri, nu mai poate exista o epocă după ultima epocă, dacă este ultima perioadă, epoca dominată de romani, și atunci devine o idee foarte puternică în gândirea teologică asupra istoriei că Imperiul Roman este ultimul imperiu. Ultimul. Și chiar dacă a căzut Roma pe care o știm, da, Roma din Italia, înseamnă că Roma s-a transferat în altă parte. S-a produs o translatio imperii, o translatare a romanității către o altă către un alt loc. Constantinopol, Constantinopol, da, evident că da. Istanbul, după care Moscova, spun. Asta e teza susținută de un călugăr din secolul XVI, și anume Filotei, Filotei din Pskov. Dar contrar a ceea ce spun mulți, nu este o teză imperialistă. Da? Deci Filotei din Pskov nu pledează câtuși de puțin pentru expansiune imperială. Dimpotrivă, textele lui Filotei au ca scop să limiteze eventualele tentații autoritare ale marelui cneaz, al împăratului, al țarului Rusiei. Apropo de tentații autoritare, avem o structură politică foarte diferită în Bizanț față de Roma. Pentru că în Bizanț, imperiul supraviețuiește, avem autoritatea împăratului, bineînțeles mai puternică, mai slabă, în funcție de nu câștigă niciodată foarte multă putere politică. Are, bineînțeles, depinde de persoană. Slavă Domnului, dar, zic eu, da. Dar, uite ce se întâmplă în vest. În da, Roma, papa profită de un vid de putere. De un vid de putere, da. Pentru că în Italia nu mai există autoritatea imperială, bun, cade imperiul în 476. Da, da, exact. Dar, bineînțeles, era slăbit dinainte. Și papa este cel care are... spune că are această putere divină, ceea ce face principatul sau foarte sigur, atât timp cât este înconjurat de regate creștine. Apropo, îmi vine acum în minte, uite, o legătură pe care o fac pe moment. În secolul 6, spre sfârșitul secolului 6, de altfel ne putem uita pe Google să verificăm datele exacte, a fost papa un personaj extraordinar, Grigore cel Mare. Da? Este unul dintre puținii papi care sunt supranumiți cei mari, da? E Leon cel Mare, este Grigore cel Mare. Ei bine, Grigore cel Mare a fost papă, episcop de Roma, în timpul unei epidemii de ciumă. Și nu știu dacă cunoști, bănuiesc că sigur cunoști, legenda Aurea, da? Faimoasa carte cu vieți de sfinți. Da, este Jacques de Voragine, Jacopo di Voragine, episcop de Voragine în Italia, care a scris, a compilat o carte cu vieții ale sfinților, care sunt extraordinare, pentru că unele povești sunt fabuloase, da? Efectiv. La geografie. Da, da, e cu foarte multă imaginație, și ai niște tradiții absolut extraordinare, da? Și e foarte multă imaginație acolo, da? Și despre Grigore cel Mare spune că predica în timpul ciumei și povestește cum mureau ca muștele în timp ce el vorbea. Da? El ținea predicile lui și în cursul unei predici au murit vreo 80 dintr-o dată. Picau, dar picau ca muștele în timp ce el vorbea. Acum, sigur că în Faptele Apostolilor e episodul ăla foarte amuzant cu Pavel care predică și un tânăr stă cumva într-o rână, în echilibru pe pervazul unui unei ferestre și cade
cade, pică de la etaj, numai că Pavel îl repară, îl repune pe picioare, îl învie, îl face să revină la viață. Bun, Pavel cu elocvența lui a făcut să pice numai unul, pe când Grigore cel Mare era imperturbabil și continua să vorbească, în timp ce aia cădeau ca muștele în jur. Da? Mă gândesc la altă molimă, tot din Italia, Florența, perioadă în care un grup de tineri, cât 7 fete și 3 băieți, Boccaccio, se hotără să plece din Florența și să stea la povești. Și așa pune în scenă Boccaccio noi avem cursurile online, numai că Didona n-a fost bărbată până la capăt, da? E un lider remarcabil, dar la un moment dat The Kicks. Da, bun, o păcălezei, dar mă întrebai cum mi s-a părut experiența. Da, un pic bizară. Pentru că atunci când vorbești la un curs obișnuit, vezi fețele oamenilor, te orientează acest lucru, îți dai seama dacă vor pica și ei ca muștele, dacă vor adormi sau le place. Ar trebui să ne luăm după Grigore cel Mare, da? Să continuăm. Da. Pe cât într-o cameră pe care trebuie să o fixezi, uite, mă gândeam la discursuri pe care le țin președinții într-o cameră. Într-o cameră de filmat, dar e adevărat că au prompter. Au prompter și sunt de obicei mai scurte. Da, noi vorbim o oră. Azi am înregistrat o oră și un minut despre Aristide și Temistocle. Despre Plutarh. Despre Plutarh, da. Da. Sunt convins că e o problemă de obișnuință. Vom ajunge asemenea lui Savonarola să vorbim oricât în fața unei camere. Dar nu știu, mă gândesc la oratorul mut din scaunele lui Ionescu, da? Vorbește în fața unei audiențe compuse numai din scaune. Da. Pe așa ar trebui să punem și noi scaunele. Să punem scaune, că poate e mai ușor așa. Da. Da, acum să revenim totuși la tema principală de discuție. Sigur că vom face o pauză publicitară într-un minut sau? Într-un minut? Da? Bun, păi nu o să apucăm să spunem mare lucru înainte de această pauză, că aș vrea pe final de emisiune să mai adăugăm câteva cuvinte despre ce urmează în timpul postului Paștelui și care este logica acestor sărbători și logica lecturilor din fiecare duminică până la Paște. Facem o scurtă pauză publicitară și revenim. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Gărâna Jazz. Emisiunea în fiecare luni de la 10 seara la Radio Gherila. Festivalul live în iulie la Gărâna. Marile festivaluri din România se cântă la Radio Gherila. Momentul e acum. Melimelo îți pregătește vacanța și întâlnirea cu tine însăți. Noua colecție Blexi Voyage îți aduce accesorii, ținute în culori vesele și o gamă largă de bijuterii. Inspiră-te acum din tendințele primăverii și vino în cele peste 60 de locații Melimelo sau pe melimelo.ro. Floarea care te face fericit se găsește acum la cinema. A fost descoperită de Alice, protagonista thrillerului cu inflexiuni SF și horror Little Joe. Însă fericirea adusă de ea vine cu un preț pe care nu mulți sunt dispuși să-l plătească. Alice află asta pe pielea ei când floarea crește și odată cu ea și suspiciunile că nu e chiar atât de inofensivă. Little Joe, regizat de Jessica Hausner, din 6 martie în cinematografe, distribuit de Voodoo Films, văzut de Radio Gherila. Universul entero, escucha! Viață, moarte, timp, artă, sărut, iubire, toate ne definesc, dar de foarte puține ori ne oprim să le privim în față. Totuși, cineva s-a oprit. Ingrid Todea are doar 13 ani și a făcut din creion cel mai bun prieten și acum își prezintă prima expoziție. Unspoken. Expoziția semnată de Ingrid are loc la Muzeul Hărților și Cărții Vechi până pe 10 martie. Vizitată de Radio Gherila. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele emisiuni ale zilei.
realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan și spuneam că am vrea să prezentăm până la sfârșitul emisiunii logica următoarelor duminici și următoarelor sărbători din postul Paștelui, iar următoarea sărbătoare este Duminica Sfântului Grigore Palama, un sfânt din secolul XIV, un foarte important teolog în tradiția ortodoxă. Dar deocamdată aș vrea să vorbim despre lecturile din duminica următoare și poate lăsăm pe Grigore Palamas pentru săptămâna viitoare, dacă mai vorbim despre aceste teme teologice săptămâna viitoare. Eu zic totuși să păstrăm un calup teologic. Da? Spune că ai vrea să spui câteva cuvinte despre lecturile din epistola către evrei. Pentru că, într-adevăr, duminica viitoare se citesc două pasaje din epistola către evrei. Da. Primul pasaj de la începutul epistolei, de la începutul predicii, este despre superioritatea lui Iisus față de iudaism și față de Moise și față de vechea credință. Pentru că întreaga epistolă către evrei este un exercițiu în comparație și opoziție, în contradicție între creștinism, noua religie, și iudaismul, care trebuie depășit. Și Iisus, bineînțeles, este superior lui Moise, este superior îngerilor. Al doilea text este din capitolul 7. Și aici e vorba de un personaj misterios pe nume Melchisedec. Iisus este comparat cu Melchisedec. Melchisedec apare în Geneza. Este regele Salemului. Salem, rudit, bineînțeles, cu Shalom, pace, dar și cu Ierusalim. Deci dacă Melchisedec este regele Ierusalimului, înseamnă că și Iisus este regele Ierusalimului, adică a locurilor sfinte. Melchisedec este preot și Avram, care ajunge la Melchisedec... E preot și rege și în același regele. Timp, dar este Melic, înseamnă Melic, rege. Da. Da. Regele dreptății, de fapt, Melchisedec, de acolo vine numele, și Avram îi recunoaște superioritatea. Melchisedec îl binecuvântează pe Avram. Și e aici un gând interesant, un pic de genetică antică. Pentru că gândul autorului epistolei către evrei este următorul: dacă Avram i-a recunoscut superioritatea lui Melchisedec, înseamnă că toți urmașii lui Avram îi recunosc superioritatea. Deoarece în Avram se regăsește întreaga seminție evrească, în mici omul care se află cumva în corpul lui Avram. Ceea ce înseamnă că prin această teorie, prototeorie genetică, autorul epistolei către evrei, fie că e Pavel, fie că e Luca, vrea să arate că Avram este inferior lui Iisus. Bun, ar trebui să-i se supună lui Iisus. Asta este rostul acestei comparații între Iisus și Melchisedec și de aceea se citește acest text. Tocmai pentru a arăta... Da, și totodată este vorba despre sacrificiu în acest pasaj. Acum însă mă gândeam să atrag atenția celor care ne ascultă, dacă mai sunt interesați de vorbăria noastră teologică, faptul că în Duminica lui Grigore Palama se citesc două texte din Evanghelii foarte contrastante. E vorba de începutul capitolului 2 din Marcu și un pasaj din capitolul 10 din Ioan. Noi o să facem o dezbatere despre Luca și Matei, da? De o comparație între cele două evanghelii, care sunt foarte asemănătoare și în același timp diferite, în mod semnificativ diferite, pe anumite teme precise. În schimb, între Ioan și Marcu, diferența este foarte mare. De admitere, ai făcut un curs, câte un curs, despre fiecare dintre aceste evanghelii și aș spune că Evanghelia lui Marcu este Evanghelia faptei, în timp ce Evanghelia lui Ioan este Evanghelia cuvântului. De admitere, cu asta începe. La început a fost cuvântul, cuvântul s-a încarnat, a luat chip
omenesc, iar la Ioan Iisus vorbește foarte mult, face ceva și după aia imediat comentează și se ceartă cu fariseii sau cu saducheii. Dar avem un pattern care revine mereu în Evanghelia lui Ioan. Iisus face ceva, ceilalți critică și se naște o dispută din care uneori scapă cu fuga Iisus, da? Vor să-l lapideze, vor să-l prindă și așa mai departe. La Marcu, Iisus este în primul rând taumaturg și exorcist, este un om de acțiune, iar lecturile de duminica viitoare pun foarte puternic în contrast aceste două dimensiuni. Pentru că la Marcu, în capitolul 2, avem o tămăduire. Iisus îl pune pe picioare pe paralitic. Da, este faimosul episod al paraliticului din Capernaum. Da, care este băgat de prietenii săi prin acoperișul casei. Da, este o scenă formidabilă. Da, e extraordinară. Adică au tăiat coada. Iar la Ioan Iisus vorbește și vorbește despre sine folosind niște simboluri, simbolul porții, simbolul bunului păstor, dar e vorba de simboluri autoreferențiale. Deci avem un contrast foarte puternic. Iisus tămăduitorul, taumaturgul, omul de acțiune și pe de altă parte Iisus învățătorul care vorbește într-un limbaj poetic prin simboluri. La Marcu, după cum foarte bine ai subliniat, este vorba de puterea lui Iisus. Și atunci când Marcu vorbește despre minunile făcute de Iisus, folosește un termen în greacă care înseamnă putere, dynamis, dynameis, la plural. Cu totul altfel stau lucrurile la Ioan. Da, e un Iisus dinamic. Dinamic, da. Pe că la Ioan e vorba de semne. Iisus nu face miracole așa cum face la Marcu, ci face semne ca să arate cine este. Și miza este cunoașterea. La Ioan, chiar în pasajul care va fi citit duminica viitoare, e vorba de spune Iisus, eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale mele și ale mele mă cunosc pe mine, precum mă cunoaște Tatăl. Și eu cunosc pe Tatăl. De patru ori cuvântul a cunoaște. Clar, accentul este pe cunoaștere. Pe cunoaștere, sigur că da. Nu pe fapte așa cum este la Marcu. Bineînțeles, nu lipsește cunoașterea de la Marcu sau nu lipsesc faptele de la Ioan. Dar sunt foarte importante aceste simboluri, poarta și păstorul, da? Pentru că fiecare din aceste simboluri face parte dintr-o rețea de simboluri, da? Poarta merge împreună cu grădina, da? E poarta către grădină, e poarta către oraș, e poarta sufletului, e poarta către cer. Eu sunt calea, da. La fel, păstorul și turma trimit către oi, dar și către lup, către vrăjmaș. Da, e vorba de niște rețele de simboluri pe care Iisus le mobilizează, în special la Ioan. La Ioan vorbește în asemenea simboluri. În timp ce, repet, în capitolul 2 din Marcu, Iisus îl pune pe picioare pe paralitic și este un episod foarte dinamic, vorba ta, da? Pentru că e multă lume în jur, Iisus este într-o casă, da? Și vorbește celor care vor să-l audă. Imaginează-ți că la casa Paleologu am fi invadați de o mulțime foarte numeroasă și că ar veni, cine știe, Radu Seșur sau Speranța Munteanu pe acoperiș, da? Cineva ar sparge acoperișul ca să apară. Bun, este formidabilă scena asta, da? Și ce cred că e foarte frumos în toată această poveste, din primul rând, generozitatea proprietarilor, care acceptă toată adunarea asta la ei în casă, dar totuși nu e ușor să primești atâta lume, că fac stricăciuni, mare lucru, da? Sunt foarte ospitalieri. Pe de altă parte, frumos e în acest episod comportamentul prietenilor, da? Pentru că paraliticul are patru prieteni care nu se lasă, vor să intre pe ușă, nu e chip să intre pe ușă și atunci sunt foarte inventivi, deci nu se dau bătuți,
sunt perseverenți, țin foarte mult la prietenul lor și au idei, sunt descurcăreți, da? Găsesc o soluție, sparg acoperișul. Și culmea e că proprietarul nu se supără, dar nu-i dă în judecată, nu cheamă poliția, nu sună la 112 să avertizeze că niște dubioși au spart acoperișul. Bun. Sigur că nu era un acoperiș în același sens în care avem acum acoperișe serioase, da? Mult mai solid. Dar nu era paguba atât de mare, da. Da, la Ioan Iisus este mai polemic. Polemic e, e peste tot, ca peste tot. La Matei, spun exemplu, am venit să aduc sabie, să aduc război, să... Dar la Ioan chiar pune în practică. Și de la început, adică face scandal la templu de la început, da? Îi alungă pe negustori din templu chiar la începutul Evangheliei. Da. E interesant că acest episod al alungării negustorilor din templu la Ioan este la începutul misiunii lui Iisus, pe când în celelalte evanghelii este la sfârșit. Da, și la Ioan face naveta, da? Se duce de mai multe ori la Ierusalim, dar pare mult mai familiarizat cu mediul din Ierusalim. Sărbătorește de trei ori Paștele. Sigur, și la Ioan, pe când în celălalt evanghelie o singură dată este menționat. Paște ultimul, cel la care este răstignit. De unde reiese că și autorul Evangheliei lui Ioan cunoaște foarte bine acest mediu din Ierusalim, că e foarte precis în descriere. Marcu e mai puțin, chiar la un moment dat greșește când vorbește despre ritualul de purificare, de spălare al mâinilor al fariseilor. Și spune că toți iudeii făceau acest ritual, ceea ce nu e adevărat, doar fariseii făceau. Deci probabil Marcu cunoaște mai puțin contextul. E mai aproximativ în, mai, în descriere, în descriere da. Decât Ioan, care este mai... Dar mi precis. Se pare foarte important acest contrast în lecturile de săptămâna viitoare, de duminica viitoare. Da? E un contrast puternic între... cum să spun, Hristosul dinamic, taumaturg și exorcist în pericopa din Marcu și apoi acest Iisus predicator poetic, da, care vorbește în simboluri. Da? Și simbolul porții este un simbol extraordinar. De-al minteri să nu uităm cât de importantă este poarta într-o biserică, ușa într-o biserică creștină, atât în ortodoxie cât și în catolicism. Adică simbolismul porții este extrem de bogat. De-al minteri, am acasă, chiar în camera părinților mei, un... covor de rugăciune islamic, foarte vechi, probabil în secolul XVIII, e destul de jerpelit, dar e foarte vechi și prețios, e un covor cu o poartă, da? Pentru că rugăciunea însă și este o poartă către cer, da? Și din punctul ăsta de vedere, gândirea islamică recurge la același simbolism al porții, da? Care e un simbolism de o foarte mare bogăție. Facem însă o mică pauză publicitară și reluăm discuția despre poartă după această pauză. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Festivalul Awake și-a anunțat line-up-ul și arată în mare fel JP Cooper, Asaf Avidan, White Lies, Dubioza Collective, Vița de Vie în Cors, Asian Dub Foundation, Kamo and Crooked, Hybrid Minds și Dimension sunt câteva dintre trupele care vin la cea de-a patra ediție a festivalului. Artiștii au confirmat că castelul Telechi e tot acolo, iar natura promite să fie în formă maximă la mijlocul verii. Aici se cultivă dragostea pentru natură și spirit civic. Stay awake and save the date. 14-16 august 2020, pe domeniul Telechi din județul Mureș. Marile festivaluri din România se cântă la Radio Guerilla. Partea bună este că pe Foodpanda primești o plăcintă cadou la fiecare meniu maxi comandat de la McDonald's. Ce poftești? Plăcintă de mere sau de vișine? Partea și mai bună este că ai livrare gratuită. Promoție valabilă în limita stocului disponibil în perioada 2-31 martie. Exclusiv pe Foodpanda. Comandă acum! Între 17 și 19 martie.
industria muzicală locală și internațională. Printre speaker se numără reprezentanții festivalurilor Eurosonic, Siget, Untold, Electric Castle, Awake, jurnaliști de la Rolling Stone Magazine, manageri, bucări, oameni de radio, promotori și mulți alții. Mastering the Music Business pe 17, 18 și 19 martie la Hotel Caro din București. Bilete disponibile pe iabilet.ro. Prezentat de Radio Guerilla. Universo entero, escucha. Decathlon întreabă, sportivii răspund. Tu știi care e secretul din spatele produselor prin preț tehnic Decathlon? Vino în magazine sau pe decathlon.ro și descoperi. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan și vorbeam înainte de pauză despre simbolismul porții pe care îl folosește Iisus în pasajul din Ioan, care va fi citit în duminica următoare, în duminica Sfântului Grigore Palamas. Da? E un simbol foarte puternic, un simbol pe care îl găsim și în alte culturi. Evocam acest lucru înainte de pauză, și anume că e foarte prezent acest simbolism al porții, adică porțile mai exact sunt încărcate de simboluri în arhitectura creștină, dar foarte adesea porțile sunt... mă gândesc la marile catedrale occidentale, sunt legate de un simbolism al judecății. Asta vedem la Notre-Dame, la alte superbe catedrale occidentale. De-al minte, e un loc pe care vi-l recomand tuturor, e un muzeu mai puțin cunoscut din Paris, Cité du Patrimoine. Da? Și e un muzeu pe care lumea mai puțin îl vizitează și sunt reproduceri de cum să spun, de detalii de arhitectură medievală. Niciun alt loc nu vezi atâtea porți de biserici, atâtea statui din catedrale medievale, în special gotice, evident. De altfel, dacă se întâmplă să fii iconoclast, ai nevoie de câteva simboluri, ai nevoie de anumite simboluri pentru locașurile de cult. Dacă nu poți să folosești icoane, atunci ce faci? Folosești anumite simboluri, poartă. Claștii nu voiau să distrugă orice fel de reprezentare. Ei argumentau că este mult mai bine să vorbim despre Iisus decât să-l prezentăm într-o imagine care este inevitabil infidelă originalului, pentru că originalul este divin și uman, o copie este atât, o copie. Atunci când vorbim despre Iisus, atunci putem să spunem mult mai multe. Deci un discurs despre Iisus, o predică despre Iisus este mult mai importantă și ar trebui folosită în defavoarea chipului cioplit, în defavoarea imaginilor. Și poate ar trebui să spunem și că această tensiune dintre iconoclași și iconofili se regăsește nu doar în contexte religioase, ci și în contexte seculare sau în combinații. Cred că primul episod de furie iconoclastă este în secolul XIV înainte de Hristos, în Egipt, când Akhenaton, Amenhotep al IV-lea, parcă se hotărăște să renunțe la cultul tradițional al zeilor Egiptului și se mută la Amarna și construiește un nou cult al lui Aton, un singur zeu, și evident renunță la simbolismul egiptean. Așa cum după moartea sa se revine la cultul egiptean tradițional și are loc o așa numită damnatio memoriae. Se elimină amintirea orice referință acestui... la el, da, sigur. Da, deci există două momente, de fapt, de iconoclasm aici. Când eram adolescent, am citit o carte despre cum Akhenaton este, de fapt, Moise. Bineînțeles, e o teorie care nu are baze solide în istorie, dar e interesant că cineva s-a gândit la așa ceva, la astfel de comparație, întrucât Akhenaton e monoteist, o formă
de început de monoteism și Moise, bineînțeles, introduce monoteismul. Asta, asemănarea lor nu este întâmplătoare, dar aducerea lor aproape, mai ales că Moise vine din Egipt. Îi duce din Egipt pe... Da, e o temă fascinantă, legătura dintre Akhenaton și religia iudaică, e o temă extrem de importantă, da? Și s-au scris nenumărate cărți pe această temă, inclusiv faimoasa carte a lui Freud, da? E una dintre ultimele lui cărți, dacă nu chiar ultima nu carte. Nu pot fi aceeași persoană, cum spunea evident autorul pe că care nu, evident eu, că dar nu. Există asemănări... Da, fără îndoială, categoric. Dar și o temă care a fost... Uite, am putea eventual face o emisiune și pe tema asta, da? Că o temă fascinantă, da? Și nu, bun, nu ne dăm noi egiptologi, dar e vorba de o temă care e foarte prezentă în ce știm noi mai bine. Da, adică Freud, totuși Freud în reflecțiile, mă rog... în secolul XVIII-XIX, asupra relației dintre creștinism și politeism. Da? Și aici, mă rog, monoteism și politeism. Da? Aici cred că am putea avea o discuție utilă, zic eu. Și în contextul strict secular, politic, al regimurilor totalitare, să zicem, acolo, bineînțeles, tentația iconodulă este foarte mare. Da, cu portretul lui Stalin peste tot, al lui Lenin, da. Kim Il-sung, al lui Hitler, evident. Momentul revoluției, momentul eliberării este, bineînțeles, un moment iconoclast. Da, în care eu însumi trebuie să spun că în decembrie, pe 21 decembrie 89, am călcat în picioare pentru prima dată în public un portret al lui Ceaușescu. Un act de vandalism politic. Da, era pe la unul fără ceva în piața universității. Da? Și a fost un moment eliberator, dar mi-a fost puțin teamă. M-am uitat în jur, mă rog, m-au văzut unii. Dar mi-am luat inima în dinți și am călcat în picioare portretul tiranului. Da. Aud că va apărea o nouă statuie a lui Lenin. Aoleu, prin Europa, nu mai știu, în Germania, sper să nu spun vreo prostie. Groznic, păi deja e imensitatea aia de statuia lui Karl Marx, da, la Trier. Bun, acum, totuși, eu țin să facem o distinție între Marx și Lenin. Despre Marx putem să spunem multe. Bineînțeles, putem să nu fim de acord cu teoriile sale, economic, bineînțeles, nu sunt fiabile, dar una este să scrii niște cărți și alta este să le pui în practică. Ba chiar să înrăutățești lucrurile, să le pui în practică, mai rău chiar decât le imaginăm. De acord. Plus că avea talent literar. Nu zic că ar trebui să-i facem statui. Nu, dar... și nu cred că președintele Comisiei Europene ar trebui să spună atâtea tâmpenii la inaugurarea unei statui finanțate de chinezi. Da? Totuși, da, ceva nu e în regulă aici. Cu siguranță. Bun, fără îndoială ai dreptate, da? E o diferență mare între Marx și Lenin. Pe de altă parte, să nu uităm un lucru, că ideea dictaturii proletariatului se află deja la Karl Marx. Sigur că nu are rolul central pe care îl va avea în gândirea leninistă, pentru că la Lenin este esența, da? Deci cheia de boltă a întregii teorii este dictatura proletariatului. La Marx, bun, apare în manifestul Partidului Comunist, dar... În scrierile de mai târziu apare, că scrie despre Comuna din Paris. Și există o tensiune acolo puternică între această idee a dictaturii proletariatului și ideea de determinism istoric. Pentru că la Marx avem determinism istoric, deci anumite lucruri ar trebui să se întâmple oricum, nu trebuie să le forțăm noi. Pe când Lenin și anum, trebuie să avem o minoritate de avangardă care... Da, toate lucrurile astea sunt foarte interesante, pasionante, emisiune. Dar am luat-o da, pe arătură, pentru că noi vorbeam despre Grigore Palamas și uite cum din una am ajuns în data unde dai și unde crapă. Da, și acum pe final de emisiune... sigur, păstrăm totuși evocarea lui Grigore Palama pentru săptămâna viitoare, un mic calup teologic, însă vreau să introduc ce vor putea asculta cei care urmăresc emisiunea după următoarea pauză publicitară de la 4 fără 10 și anume o înregistrare cu vocea lui Nicu Steinhardt.
E, din câte știu eu, singura înregistrare cu Steinhardt și vocea lui nu e foarte puternică, nu e o voce impresionantă, nu e o voce de stentor. De orator. Da, nu e o voce precum a lui Billy Graham, da, care e o voce extraordinară, puternică, însă e o voce plăcută, simpatică, amuzantă, puțin comică, dar lucrul ăsta era asumat de el cu foarte multă bunăvoință. E o voce caldă, dar e o voce simpatică, de om cum se cade. Și este o predică la Duminica Ortodoxiei, nu cred că o să aveți timp să o ascultați chiar pe toată, dar o să auziți un fragment din ea. Nu e cea mai grozavă predica lui, e o predică foarte didactică despre semnificația istorică a acestei sărbători. A reușit un fel de tur de forță, de performanță, să vorbească în câteva minute despre câteva secole de istorie bisericească. Însă aș spune că volumul de predici al lui Steinhardt e una dintre marile cărți ale culturii române, una dintre marile cărți ale literaturii române în secolul 20. Pentru mine e la egalitate cu Jurnalul Fericirii. Predicile lui Steinhardt sunt o minunăție. Poate și vorbim despre ele mai pe larg, pentru că merită citite. Știu că îți plac foarte mult. Bun, în general, am și făcut cursuri despre predicile. Genul predicației. Eu cred că predica este prototipul discursului inspirațional. Da, este, predica se încadrează în retorica epidictică, pentru că al menționa pe Aristotel, dar este o subcategorie a genului epidictic, este un discurs edifiant, un discurs despre valori, un discurs educativ și etic. Evident că mă interesează foarte mult genul predicii, mă interesează predicația, mă interesează discursul inspirațional, evident că da, poate să fie discurs etic, poate fi discurs filozofic, discurs inspirațional, iar cartea lui Steinhardt, Dăruind vei dobândi, este, după mine, o capodoperă a culturii române. Predica pe care o veți asculta, repet, nu este cea mai bună a lui Steinhardt, nu vă luați după această simplă impresie, cred că trebuie mers la, la text, da? La volumul de predici al lui Steinhardt. Acestea fiind zise, mă opresc și vă las în compania lui Steinhardt după pauza publicitară și ne vedem cu bine, ne auzim cu bine, pardon, săptămâna viitoare la Metope. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Guerrilla Radio Session.